Consilierii locali s-au întrunit în ședință extraordinară pentru discutarea a 4 proiecte de hotărâre. Aprobarea utilizării temporare a excedentului bugetar, precum și reorganizarea rețelei școlare din învățământul preuniversitar, au fost principalele subiecte supuse dezbaterii în cadrul întâlnirii. Până la sfârșitul lunii ianuarie, consilierii locali se vor întâlni din nou, de această dată în ședință ordinară, în cadrul căreia cel mai important proiect va fi cel care se referă la aprobarea bugetului de investiții și cheltuieli pe anul în curs.